Peste 30 de persoane din China s-au infectat cu un virus recent identificat care face parte din aceeași familie cu virusurile mortare Nipah și Hendra, precum SARS-CoV-2, virusul care provoacă sindromul COVID-19. Noul virus numit Lagia a fost cel mai probabil transmis la oameni de la animale, potrivit oamenilor de știință. Conform Digi24, henipavirusul Leivi a fost prima dată detectat în provinciile nord-estice Shandong și Henan la finalul anului 2018, dar a fost identificat oficial abia săptămâna trecută de oamenii de știință. Cercetătorii au descoperit Leivi în mai mult de un sfert dintre cei 262 de kitscan testați, o constatare ce sugerează că ar putea fi un rezervor natural al virusului. Leivi a fost depistat și în 2% dintre cap și 5% dintre câinii testați. Când infectează un om, virusul provoacă simptome precum febră, oboseală, tuse, pierderea apetitului și dureri musculare. Toți pacienții tratați au avut febră, iar unii dintre ei au părut să sufere de afecțiuni ale ficatului și rinichilor și au dezvoltat anomalii ale celulelor sanguine. Până acum, niciun om nu a murit după ce s-a infectat cu virusul. Cazurile de infectare cu noul virus din China nu au fost fatale sau foarte grave momentan și că nu este nevoie să ne panicăm. Nu se știe încă dacă virusul poate fi transmis de la un om la altul. Majoritatea cazurilor de până acum s-au înregistrat în rândul fermierilor și al unor muncitori de la o fabrică. Oamenii de știință au studiat și au descoperit că acest virus este un henipavirus, o categorie de virusuri zoonotice ARN care cuprinde Hendra și Nipah. Experții în boli infecțioase au avertizat de mult timp că o criză climatică și distrugerea naturii cresc riscul ca virusurile să se transmită de la animale la oameni, un proces numit revărsare zoonotică, relatează Digi24.ro.